Salut tuturor, sunt Antrici, bine v-am regăsit, oameni buni, la un nou episod din serialul nostru Demons from Subs. De această dată ne voi juca pe o dată trimisă de către Emanuel și Edi, aka Chon și Usmiles, o hartă intitulată În căutarea stelei norocoase. Și înainte să începem, v-aș ruga pe toți să uitați să apăsați și pe butonul de like, dacă susțineți serialul și dacă vreți să apăsați în continuare. Băi, fraților, după cum v-am promis, o să ne apucăm, o să încercăm momentan să punem câte un clip zilnic din această serie de Demons from Subs. Și da, am pus și el clip și pun și astăzi clip. Deci, haideți să strângeți noi cât mai multe like-uri dacă vreți să continuăm așa cu episoade zilnice și dacă susțineți seria, bineînțeles. Haideți să vedem ce ne-au pregătit băieții acelui show. Ui, uite, scris. Salut, Zandrei, aceasta este o mapă făcută special pentru tine. A, pressure plate, ok. Mapa este făcută de Chonci și You Smiles. Sperăm să te distrezi, nu? Bun, și avem aici mâncare. Mâncărică. Mâncărică. Mamă, patru tipuri de mâncare. Armură și sabie, perfect. Sabia care nu e pește, what the fuck. Și armură de chain. Hai să o punem pe noi. Bă, nu știu, armura asta de ce mi se pare ciudată? Adică e transparent. Nu știu, e așa ciudată. Armura. Bun. Reguli. Și poveste. Perfect, ia să vedem. Reguli. Reguli. Nu da game mode, nu trișa, distrează, te joacă pe peaceful. Peaceful pe băi, de ce mi-a dat subiuță și armură dacă jucăm pe peaceful? Și povestea Frumix. Tu ești un războinic și trebuie să găsești o stea care strămoșii te-au ascuns-o și au pus niște probe pe care toți războinicii care au venit aici înaintea ta au eșuat. Mult noroc. Ok, deci trebuie să găsesc steaua, să o iau și toți au eșuat înaintea mea. E bine, e foarte tare, știind că toată lumea a murit sau mă rog, a eșuat, în fine. Deci am încredere că voi fi capabil să recuperez steaua. Keep inventory true, mamă cât de prins, au pus aici peretele ăsta spawn point. Time set day, difficulty 0, mob griefing false și start. Perfect, bine, veni la parkour, vei întâmpina 3 parcururi de niveluri diferite, primul parkour easy. Mă, sper că mi-a pus el spawn. A, uite, aici buton, poate plecam fără să dăm pe buton. Ia să vedem ce instare parcursul ăsta, este 2 dimineața, că filmez eu acum. Duminică 2 dimineața, adică peste, nu știu exact, cred că la 12 o să apară clipul ăsta, în fine. Ca să vedeți ce efort fac eu pentru voi. Nivel 2. Bine, vine la al doilea parcur. Uite-te în spate, nivel mediu. Deci trebuie neapărat să apăsăm pe butonul ăsta ca să ne punem spawn point. Ai de capul meu, voi de aici. Asta e nivel mediu? Bă, băiatul. Ah, cred că e nivel mediu că a pus aici fence parkour. Bă, băieți. Zandri plus fence parkour egal love. Da? Ca să știți și voi. Adică, eu spre deosebire, dar nu știu, nu întâmpin dificultăți la parcurile astea cu garduri. Chiar mi se par foarte faine. Mi se par cilac. Cilache, așa. Parcur nivelul 3. Not so hard. Băi, ești nebun. Not so hard. Păi și aici... deci eu teoretic... Ia stai, mă. Păi da, suntem rebeli sau nu? Eu treia să o iau pe acolo. Teoretic să urc pe aici. Da. Cum Zăza Andrei este mai rebel așa de fel. După cum v-am obișnuit și pe voi. Am comis aici o infracțiune. Spawn point. Perfect. Ia uite, mă, frate. Avem aici și checkpoint. Nu ne-i bine ce am făcut aici. Pentru că... Clar nici asta nu-i bine. Și teoretic mi-a pus checkpoint-ul acolo, dar... Trebuia să spună ceva să mor, gen. Că uite, eu acum ca să ajung la checkpoint trebuie să dau kill. Și nu vreau să-mi dau kill, că sunt mai cu moți. Așa, nu vreau să-mi dau kill ca să ajung la checkpoint. Așa că o luăm pe aici. Bun, perfect. Au, asta e tati. Hamă că nu-i greu. Oată. De ce n-am luat-o așa? De ce n-am luat-o direct? Nu? Dar bun, hai să continuăm. Ai de capul meu cât avem de urcat, sigur e dropper. Deci aici pariez pe ce vreți voi că aici e dropper. Pariu. Pariu că e dropper. Să moară gicuțul de dropper aici. Mâncarea asta văd că... What the fuck, până acum n-a scăzut hunger-ul deloc. Ciudat, nu știu. În fine. Hai să dăm deja click. Spawn point. Nivelul 2, dropper. Perfect. Choose your path and then take to leap of fate. Mamă, leap of fate. Deci, mă, dă-ți render distance 2. Ok, hai să nu ne uităm în jos. Îmi dă render distance 2. Mamă. Bai. Asta e ciudat. Asta e greu. Uite-te în spate. Bun. Apăsăm de multe ori să fim siguri. Eu aleg dreapta, frate. Aparent n-a fost bine. Aparent n-a fost bine dreapta. Stânga! Asta e tate. Troll. Norocul a fost de partea ta. Treci la ultimul nivel. De fapt, care norocul a fost de partea mea? Pentru că, practic,
Ea a fost a doua oară, adică n-a fost noroc de partea mea, știi că prima oară am dat fail, dar nu e bai, lasă. Înțelegem ce ai vrut să zici. Render distance 12, hai să ne punem înapoi. Treci la următorul nivel, nivel 3. Norocul să fie de partea ta. Băi, ești nebun, de ce norocul să fie de partea mea? Oh my god, ce trebuie să fac? Ia, mi-a dat niște chestii aici. Uite, mi-a dat crafting table, două bețe, un iron pickaxe care are fortune 3 și instrucțiunea, să vedem. Trebuie să spargi diamantul cu pickaxe-ul de iron cu Fortune 3 și dacă spică 3 diamante trebuie să faci pickaxe de diamond și să spargi obsidianul și dacă nu spică 3 diamante spargi obsidianul cu mâna. Norocul să fie de partea ta. Dude, mi-e frică. Deci deja parcă nu știu. E... Ameno interimo adiapare ameno torime. Sunteți gata? O să, deci o să-mi pun mâna la loc, da? Ești gata? Ok. Enjoy. Go. Stai. Da. Mă distrez aici. It's pretty fun, though. Adică... Nu pot să accept așa ceva. Nu pot. Nu pot să... Uitați cum faci. Facem așa. Dar dracu și de ambițios. Fii atent ce facem. Păi da, no, își bate joc jocul de noi. Adică, își bate joc jocul de noi. Stai, n-a fost bine. Da, no, fie antenă. Încă o dată. Dubla 2. Deci nu s-a întâmplat nimic, să știți că nu mi-am dat game mode, să știți că n-am spart diamantul inițial. A fost o eroare la hartă. O eroare foarte gravă. Și repetăm, da? Am ajuns aici, pana mea, trebuie să ne pice 3 diamante. Go! Stai că nu văd. O, Doamne, ce erori e harta asta, bă, dar n-am văzut harta cu mai multe erori să-mi bag piciorul dacă am văzut, nu-i așa? Nu există. Asta e, tati, vedeți, oameni buni. Trebuie doar să ne încredem în cineva acolo de sus, în cineva măreț. Și după cum vedeți, totul a fost ok. Dar ne-au picat 3 diamante din prima. Foarte tare. Acum vom putea în sfârșit să spargem noi obsidianul ăsta într-un mod decent și nu cu pumnul. Doamne feri, să stăm aici, să dăm cu obsidian cu pum, să dăm în obsidian cu buton. Yay! Felicitări, ai găsit steaua. Steluța Frumix. Netherstar. Adică, ce puteți pune în locul unei stele, nu? Trebuia să punem ceva acolo. Ok, what the fuck. Mersi că ne-ai jucat mapa, dă-i o notă, sperăm că ți-a plăcut. Nobo Vrazor, cam asta a fost harta. Băi, Vrazor, mie mi-a plăcut, a fost o artă faină, chiar, uite să ne dăm și game mode 1. Dăm și game mode 1, opa, așa. Îmi pare rău că sparg glowstone-ul ăsta aici. Adică, uite, se vede că au muncit. Băieții chiar au muncit pentru artă. Se vede că e făcută de ei, că nu e copiată de pe net sau mai știu eu ce, cum ziceați voi în comentarii. În fine, chiar se vede că e o artă făcută de ei și eu cred că au muncit ceva la ea, pentru că designul chiar mi-a plăcut, a fost frumos, a fost bine gândită. Un singur reproș ar fi că a fost destul de scurt, adică a durat 8 minute, ceva gen, și trebuia minim 10 minute. În fine, a fost o artă faină. Sper și eu că v-a plăcut. Vă și o notă, nu știu, un 8 spre 9, zic ar fi ok, dar nu-i bai, chiar puteți să reveniți cu ghilimele de rigoare, în sensul că puteți să mai faceți hărți, să le demonstrați tuturor că puteți să faceți și hărți mai lungi și la fel de faini. No, bun, până la alta, cam asta a fost clipul, oameni buni, sper că v-a plăcut episodul. Nu uitați să mi trimiteți hărți în continuare, adresa este hărți@minecraftliniusromania.ro, că vă tot întreabă lumea cum să-mi trimiteți hărți și pe ce adresă. Ei bine, asta e adresa. Harta o atașați în mail, nu e foarte greu, sau o încărcați pe Filebox sau mai știu eu ce, un site ăsta online și îmi dați linkul acolo în mail. Și nu uitați să apăsați butonul de like dacă vreți să apară în continuare episoade zilnice și dacă susțineți seria. Păi, cam asta a fost episodul, oameni buni. Vă mulțumesc de vizionare, ne auzim data viitoare. Ciao!